Aglomerație pe holurile Spitalului Municipal de Urgență Roman. Vizitatorii care au venit să-și vadă rudele internate au fost opriți de către pasnicii spitalului la parterul clădirii și poftiți să revină după orele 15, conform noului program de vizite anunțat de către Ministerul Sănătății. Majoritatea vizitatorilor veniți din satele arondate Romanului au preferat însă să aștepte pe hol până la ora vizitei. Nu avem nemulțumiri, suntem și noi veniți la o vizită și nu putem intra acum. Respectăm programul. Nu știați că s-a schimbat programul de vizită? Nu știam. Și ce faceți? Așteptați până la orele 15? Nu, am să mai stau, nu că aștept un răspuns. Și mai stau, poate primesc răspuns și plec atunci și viu la ora respectivă. La ce oră sunteți aici? Da, acum, de jumătate de oră nu sunt. Nu știam, da. Și acum ce faceți? Așteptați până la ora vizită? Așteptăm, nicio problemă. Așteptăm la ce o jumătate de oră în urmă, nu, nicio problemă, nu. Așteptăm. Da. La ce oră începe? Mare aglomerație. La ce oră începe programul, știți? Nu. La 15. La 3? Ma. Așteptați până atunci? Nu știu. Așteptăm. Nicio problemă, că noi suntem de la țară și când am venit acum, așteptăm până atunci. Când nu putem să plecăm, să venim înapoi, dar... Conducerea Spitalului Roman face un apel către romașcani și îi roagă să respecte programul de vizite pentru a evita astfel aglomerarea în unitatea sanitară. Să știți că programul de vizită este destul de lung, chiar mai lung ca înainte. Deci mai lung ca înainte, noi într-un fel, nu că ne-am opus, dar un du-te vino în spital de dimineață până seara, să știți că nu este normal. Să nu uitați că și să nu uite nici populația că suntem o unitate spitalicească, care înseamnă anumite reguli, a fi respectate, reguli de igienă, de curățenie, de ce vreți dumneavoastră. În momentul în care lumea intră în spital, așa cum intră, evident, cu toți microbii, cu toată mizeria, începând cu ora 7 dimineață până seara, vă închipuiți dumneavoastră, când se face curățenia, cum se face o vizită, cum se examinează niște bolnavi, eu chiar aș face un apel la populație. Haideți să ne gândim ce să facem ca să fim mai curați și mai eficienți și mai să avem un spital așa cum ni l-am dorit să fie, să ne uităm un pic și la spitalele din jur, să ne uităm la clinicile universitare spre care tindem să ajungem, nu ca în nivel de competență, dar măcar ca aspect exterior, și să nu mai comentăm anumite lucruri care chiar nu și-au rostul. Nu este normal să facem vizita cu aparținători în saloane. Nu este normal să nu avem un program de lucru ca în orice instituție. Deci nu putem desfășura activitatea la oaltă cu aparținătorii. E adevărat, am fost și eu pacient, am fost și eu în spital, am avut și eu părinți, rude, cunoștințe. Sigur că este normal să se stea de vorbă cu aparținătorii, dar nu la orice oră, nu în orice loc. Deci nu e normal așa ceva, nu există pe nicăieri. Să știți că lumea noastră care pleacă din Roman în centrele universitare chiar comentează la modul laudativ, să spunem așa, de ordinea care există în clinici, de faptul că într-o clinică universitară cu profil chirurgical nu se intră oricum. Colegii din clinicile universitare deja au intrarea cartelată. Oare de ce? Oare de ce? Nu avem nimic de ascuns, dar trebuie să avem și noi. Suntem o instituție cu un anumit program. Nici la bancă nu poți să intri și să abordezi personalul la orice oră, nici în altă instituție. Lucrăm cu oameni, avem nevoie de, nu mai spun și de intimitatea pacientului respectiv. Dezbrăcăm un bolnav în timp ce se deschide ușa și intră aparținătorul altui bolnav. Vă închipuiți ce înseamnă și pentru pacienți, ce înseamnă și pentru personal. Există un ritm al lucrurilor care trebuie să se desfășoare, care este întrerupt. Conform noului act normativ intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2013, programul de vizită în spital este între orele 15 și 20 în timpul săptămânii, iar sâmbăta și duminica între orele 10 și 20. De asemenea, la intrarea în fiecare secție va fi afișat programul de gardă și cel de consultații al fiecărui medic.